tuturor, eu sunt Petru și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Altceva. În această seară stăm de vorbă cu un tânăr pasionat de fizică, este absolvent al Colegiului Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu și a fost admis cu media 10 la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Stăm de vorbă cu Ștefan Ișpan. Bine ai venit pe la noi, Ștefan, ce mai faci? Bună seara, bine v-am găsit, bine. Spune-mi, de ce medicină și nu altă meserie? Din clasa noua mi-am dezvoltat așa o dorință de a ajuta cât mai mulți oameni și pe parcursul liceului am ajuns la concluzia că cea mai bună modalitate este să urmez cariera de medic. Știu că ai obținut și numeroase medalii la olimpiade naționale, internaționale de fizică, nu greșesc, nu? Da, n-aș zice neapărat numeroase, dar da, în timpul liceului am fost și în timpul gimnaziului am fost în fiecare an la olimpiada națională de fizică și din clasa 10 am început să particip și la probele de baraj pentru olimpiada internațională și așa mai departe. Și în clasa 10 am început, am fost calificat prima dată în lotul registrat României pentru olimpiada internațională și, mă rog, atunci, practic, la mine la fizică se stabilește după națională un lot lărgit și, în urma câtorva teste, un lot restrâns care participă efectiv la internațională. Într-a 10-a am fost mai mult de probă, ca să zic așa, că nu am, cred că am fost printre ultimii. Într-a 11-a, în schimb, am fost pe locul 7 și într-a 12-a pe locul 6. Într-a 12-a a fost foarte trist pentru că primii 5 mergeau la Inter și eu am fost pe 6. Așa și în baza rezultatului intra 11 am calificat la Olimpiada Internațională de Fizică a Țelor din Asia, care s-a ținut în aprilie anul acesta. Foarte interesant. Dar spunem dacă au avut profesorii un aport în alegerea carierei tale sau pe parcursul școlii? Da, un aport, a zice eu, mai mult subconștient. Și profesorii, și familia, și tot colectivul în care m-am dezvoltat în ultimii 4 ani. Zic subconștient pentru că cumva n-am purtat cu nimeni o discuție strict legată de acest aspect, dar cumva s-au adunat mai multe aspecte din interacțiunile mele cu ceilalți și am decis să dau la medicină. Am înțeles. Ai spus ceva de familie. Cât de mult contează susținerea familiei? Contează foarte mult pentru că la nivelul la care am dorit eu să particip la olimpiade, este foarte greu pentru că e foarte multă materie, e foarte mult de învățat și odată cu încercările de a ajunge acolo vin și foarte multe eșecuri și cumva ai nevoie de cineva ca să poți să treci peste acele eșecuri cât mai repede. Spune-mi dacă apreciază societatea din România oamenii inteligenți. Aici am cumva... Sunt oameni, e cam 50-50 să zic așa, în sensul că sunt oameni care apreciază foarte mult oameni inteligenți. Vorbesc acum din perspectiva omului care când nu mergea la olimpiade vara, mergea în tabere făcute special pentru performări și interacționa cu alți performări și interacționa și cu oameni de succes care păreau că vor să ne integreze cumva în ce făceau ei și părea că ne apreciază. Și la fel cum asta este jumătatea care ne apreciază, mai este și jumătatea care, ce sunt români, sigur au avut ei o pilă, sigur au avut ei o chestie și, până la urmă, nu mai apreciază de nicio culoare. Dar e cam 50-50 procentul, să zic așa. Spune-mi, statul ajută tinerii din ziua de azi în formarea viitorului? Nu. Decât prin intermediul școlii, dar în rest, personal cel puțin, pe mine nu m-a ajutat cu foarte mare lucru și asta mi se pare un mare minus în ceea ce privește România, pentru că nu există foarte multe programe de orientare în carieră, nu există, nu știu, programe... O să vă dau acum un exemplu, eu din 2019 am participat de 3 ori la un eveniment, ca să zic așa, nu e chiar o tabără, de 5 zile, Champions United, în cadrul căruia... Eram un număr de, să zic, 50, prima dată am fost 100, după aia am fost doar 50 de elevi, care eram pe parcursul a 5 zile expuși, ca să zic așa, la o serie de oameni de succes. Ok. Și discutam cu ei și ne-am mai încizerat așa părerile pe care le aveam referitor la cariera pe care urmează să o urmăm. Din punctul meu de vedere, astfel de evenimente ar fi foarte utile dacă ar fi realizate pe o scară mai largă și realizate de statul român.
Și chiar în școli, de la, să zic, de la liceu, de la începutul liceului? Da, de ce nu? Chiar de la începutul gimnaziului. Pentru că, până la urmă, modul în care te raportezi la cariere se formează încă din gimnaziu. Îți formezi încă din gimnaziu oarecare părere. Chiar dacă, nu știu, zice cineva, când e în gimnaziu vreau să mă fac pompier și după se face, nu știu, merge la politehnică, totuși părerea se formează cel puțin subconștient din gimnaziu. Și de ce nu să fie și din gimnaziu astfel de evenimente? Cu ce probleme se mai confruntă tinerii din ziua de azi, în special, să spun, adolescenții? Ceea ce am observat, eu cel puțin mereu este aceeași problemă, faptul că ne e foarte greu să ne găsim un loc, ca să zic așa. Și până la urmă asta e și frumusețea tinereții, ca să zic așa, că stai și încerci mereu tot timpul să-ți găsești un loc al tău și să găsești ceva ce-ți place. Și da, asta mi s-a părut ca fi principala problemă, cauza, dacă nu e neapărat asta o problemă, asta sigur este cauza problemelor celorlalte. Spune-mi, sunt dedicați tinerii în activitățile școlare pe care profesorii le organizează sau în acțiunile de voluntariat? La fel cum am fost amici și anterior, ar fi cam 50-50, în sensul că sunt tineri dedicați, tineri care încearcă să ia parte la cât mai multe astfel de activități, care încearcă să fie cât mai interesați de activitățile care au loc în școala lor, și sunt tineri care nu ne-a zice neapărat că sunt dezinteresați, doar că nu se adresează lor într-o oarecare măsură acele evenimente. De exemplu, dacă tu ești la un liceu și îți place să desenezi și în cadrul liceului se realizează o întâlnire cu un tur de facultăți, să zic așa, de IT sau de medicină și ție îți place să desenezi, evident că nu o să rezoneze cu tine evenimentul respectiv. Am înțeles. Deci cumva ei trebuie să se ducă să aibă cât mai multe alegeri de făcut, să aibă de unde să aleagă, să aibă cât mai multe activități, cât mai multe practică, cât mai multă practică pentru a putea să-și găsească un rost în viață, pentru a decide după terminarea liceului pe ce drum să merg sau spre ce mi-ar plăcea mie să fac cel mai mult. Da, exact. Adică ar trebui să fie o gamă cât mai variată de evenimente care să-i ajute puțin câte puțin să vadă ce vor de la... să-i ajute să găsească ce doresc ei, de fapt, înăuntru sufletului lor de la viață. De la viață, fie în ceea ce privește cariera, fie în ceea ce privește zona de hobby-uri, pentru că, până la urmă, și partea aia e foarte importantă pentru un om. Ar conta partea aceasta de hobby-uri în școli, să practice cât mai des în cadrul școlii hobby-urile pe care le au? Da, din punctul meu de vedere, da, pentru că așa faci școala un mediu mai plăcut pentru tine, pentru elevi, pentru tine și așa mai departe. Adică dacă poți la școală, nu știu, ai 6 ore foarte grele într-o anumită zi și la un moment dat să zicem că ai o pauză în care, nu știu, joci tenis sau nouăți sau joci fotbal și așa mai departe. Și nu știu, personal mă gândesc că ajută să te deconectezi la un moment dat, la timpul unei zile grele, de la ce ai de făcut. Spune-mi dacă te-ai confruntat cu dificultăți în pregătirea ta profesională, să spun așa. Da, pentru că eu, fiind din Târgu Jiu, nu pot spune că am avut cine știe ce acces la surse de informații în ceea ce privea pregătirea sau chiar la materiale de pregătire, pentru că eu, fiind olimpic la fizică, aveam și probă practică la majoritatea concursurilor. Și a fost foarte dificil, a fost și foarte frustrant, pentru că eu, cât timp a fost eu în liceu, în special între 11 și 12, la loturi ne-am remarcat eu și cu încă un băiat din Timișoara, Andres, ceilalți erau toți din București. Asta vreau să zic, doar noi ne-am remarcat din afara Bucureștiului, erau toți de la același liceu din București și eu și cu el eram singuri. Și cumva era frustrant pentru că aveam foarte puține surse și de învățare și de practică și așa mai departe. Și din punctul ăsta de vedere a fost oarecum frustrant. Și un minus cumva? Da. La el nu a fost. Vladul este numele lui. El, cred că, nu știu dacă ai auzit de el, a luat 3 medalii de aur la Olimpiada Internațională. Ia mereu medalii foarte bune la concursurile la care a participat. E un băiat senzațional. Dar pentru mine a fost un minus. Cât de mult contează școala vieții, să spun așa?
contează foarte. Prin școala vieții eu mă raportez la chestiile pe care le faci în afara școlii, ca să zic așa, de exemplu interacțiunile cu alte persoane, exact. Sau, nu știu, alte activități, de exemplu condusul sau hobby-urile și așa mai departe. Și din punctul ăsta de vedere, așa cum văd eu școala vieții, mi se pare esențială și în pregătirea pentru olimpiade, și în pregătirea pentru viață, și practic în orice, pentru că fiind ființe umane, până la urmă ai nevoie și de o pauză din când în când. Da, așa este, sunt de acord cu tine. Spune-mi, a început noul an școlar, cum ți se pare sistemul educațional din România? Mi se pare un sistem care vrea foarte multe elite, în condițiile în care nu sunt foarte mulți. Adică, statistic vorbind, n-am cum să iasă alte elite câte cred eu că și-ar dori sistemul să iasă. Și evident sunt foarte puțini, printre care mă număr și eu și colegii mei de la olimpiade, care am reușit să trecem copilul prin sistem, și sunt foarte mulți care se împiedică la un moment dat pe parcursul școlii. Și din perspectiva asta, nu știu, mi s-ar părea mult mai potrivit un sistem care să, un sistem mai personalizat, ca să zic așa, cu mai multe profile, cu mai multe materii, cu mai multe laboratoare. Nu laboratoare, opționale. Opționale. Așa, și un sistem care, nu știu, cumva, pe lângă faptul că să le ofere o gamă mai variată de activități, să-i și învețe lucruri practice. Uite, de exemplu, mi s-ar părea o idee foarte bună să se introducă cursuri de prim ajutor într-un liceu. Da. Sau, mai știu eu, ore de sport, dar nu de sport, de fitness, ca să zic așa, să învețe pe copii de mici cum să-și conserve corpul, ca să zic așa, exact, cum să mănânce sănătos. Pe ei, exact. În primul rând, corpul lor, pentru că totul ține de sănătatea mentală și corpul nostru ne ajută, adică să putem avea o viață sănătoasă, ar fi foarte interesant să învățăm la școală, să învățăm cum putem să facem sport, să ne simțim din ce în ce mai bine, pentru că vreau să ajung la depresia cu care se confruntă tinerii din ziua de azi. Și de unde provine ea? Pentru că ajung să practice diferite vicii încă de foarte mici, că ai văzut și tu cum se desfășoară acum, adică și prin știri, prin tot felul de pe YouTube și așa mai departe, cu viciile care tot ia amploare și vor din ce în ce mai mult să schimbe și în sistemul de învățământ multe lucruri. Repet, cum am zis și la început, cred că principala cauză este faptul că nu e foarte greu să-ți găsești un loc în lume, ca să zic așa. Adică nu e neapărat o problemă particularizabilă pentru România, e o problemă oarecum generală pentru oameni, pentru că, da, ca om, fiind și foarte mulți oameni pe planetă, este foarte greu să-ți găsești un loc al tău, să-ți găsești o pasiune și așa mai departe, și cumva lucrul ăsta duce la o anumită stare de... te faci cumva să te simți, oare, cred, inferior. Și tu, na, fiind un sentiment nasol, încerci să găsești o cale de a scăpa din chestia asta prin vicii sau nu reușești și intri în depresie. Acum, eu am fost, din liceu, de când am început clasa nouă, am încercat să mă educ cumva astfel încât să nu am depresia ca și variantă în ceea ce privea evoluția mea, adică pur și simplu era limita, nu accepta chestia asta. Și nu sunt chiar de potrivit să vorbesc despre depresia, adică niciodată am avut momente în care mi-a fost foarte greu să trec peste anumite momente, da, dar niciodată nu a fost ceva apropiat stări de depresie da. Sau anxietate sau... Mă rog, stări de depresie până la urmă sunt stări de tristețe care mai apar din când în când, doar că n-am avut niciodată o chestie generalizabilă și de asta nu cred că chiar pot să mă pronunța de mult în ceea ce privește fenomenul ăsta. Dar eu presupun că cauza principală este faptul că tinerii își găsesc foarte greu un loc în viață, în societate și așa mai departe. Cât timp își mai dedică ei pentru studiu? La fel, cred că proporția este tot 50-50. Sunt tineri care își dedică o fracție semnificativă din timp pentru a studia, pentru a se dezvolta. Până la urmă nu e vorba neapărat de studia, e vorba de dezvoltare. Și cred, din ce am observat eu cel puțin, sunt
cam 50% tineri care încearcă tot timpul, care își alocă o fracție cât mai mare din timp să se dezvolte, să evolueze, și sunt tineri care nu prea știu ce să facă și stagnează. Vrei să practici medicina în România și vrei să și profesezi în România? Da. Mereu am considerat că singurul motiv pentru care în România nu este la fel cum am dorit noi să ne fi. De fapt, nu e la fel cum e în afară, este faptul că nu rămân tineri în țară și nu rămân persoane specializate, hiperspecializate pe anumite domenii în țară. Și de asta mereu am considerat că, noi vrem să se schimbe lucrurile în bine, dar nici nu vrem să rămânem. De fapt, vrem cumva să se schimbe lucrurile în bine cât timp nu suntem în țară. Și de asta, din punctul meu de vedere, ar fi cel mai ok să... Din punctul meu de vedere, de fapt, cea mai bună variantă a mea este să rămân în țară ca să iau cumva, să particip la schimbarea în bine. Am înțeles, dar de ce crezi tu că aleg tinerii străinătatea? Pentru că ei spun... Ok, eu plec în străinătate, mă documentez și mai mult, îmi dedic mai mult timp studiului sau acumulării acesteia de informații, după care mă gândesc dacă aș putea să profesez în România sau nu și ceea ce am învățat în străinătate să pun în practică în România. Da, asta ar fi varianta chiar ideală, pentru că momentan sistemul universitar din România nu este atât de bine conceput încât să acopere toate ariile de interes. Ce am observat, e foarte bine structurat pentru partea de politehnică, IT și așa mai departe, și partea de medicină. Așa că, din punctul ăsta de vedere, asta e scenariul care mi se pare mie ideal. Și am și foarte mulți prieteni care chiar așa vor să facă. Vor să plece în America, în Anglia, la facultate, deja au plecat, de fapt, și să se întoarcă după ce își termină studiile în România, ei să aplice ce au învățat acolo aici. Mă rog, să încerce să aplice, pentru că, până la urmă, nu se poate aplica chiar absolut tot ce au învățat acolo și cumva se vor adapta și la ce. Bineînțeles. Da, și de ce aleg străinătatea? Păi, uitați, de exemplu, am foarte mulți prieteni care au ales universități de fizică în afară, în America. Și motivul principal a fost faptul că în România nu există o atât de mare diversitate de programe în timpul facultății, de programe și de programe după facultate. În sensul că la facultățile unde au ajuns ei, există mai multe profile, există mai multe posibilități de cursuri, există mai multe posibilități de publicare a lucrărilor, de publicare în timpul facultății și există și cumva e probabilitatea mult mai mare să se întâlnească, să cunoască pe cineva care este influent în domeniul lor în fizică la momentul actual și să fie să mai schimbe idei, fie să cumva să fure meserie, ca să zic așa, de la el. Da, este cel mai practicat, cea mai practicată această metodă de a pleca și de a pune în funcțiune tot ce au învățat aici în România, după ceva ani. Dar crezi că se vor adapta condițiilor din România după ce au trăit într-un alt mediu timp, un timp îndelungat, totuși? Nu știu, acum o să vorbesc strict raportat la prietenii de care am menționat anterior. Nu știu, eu personal cred că ei sigur se vor descurca și după, pentru că depinde cât de mult îți dorești să schimbi ceva în țară. Și dacă îți dorești foarte mult, poți să te reobișnuiești. Și până la urmă știi cum e, dacă ai trăit 18 ani în România, nu cred eu că când te întorci o să vezi minusuri. Personal cred că doar acolo o să vezi foarte multe plusuri și atât. Și după când te întorci, poate una, două săptămâni o să ți se pară normal, dar o să te obișnuiești. O să te adaptezi situației, că nu mai ai ce să mai faci. Am înțeles. Vreau să știu dacă sau unde își mai găsesc tinerii exemplele de urmat. Unde să și le mai găsesc? Păi, tot așa 50% în surse mai puțin optime, ca să zic așa, pentru dezvoltarea societății. Și asta ce ar însemna, surse mai puțin optime? Acum mă refer mai mult la oameni care promovează un stil de viață, o serie de meserii care nu sunt tocmai ok. Nu știu, să zic, care nu sunt legale, să zic așa. Ok, da. Da, și 50% care își caută mentori în oameni capabili, oameni care au reușit în domeniul lor și care care încearcă să-și apară cât mai des în mediul public.
De exemplu, nu știu, personal eu am fost foarte influențat, am fost determinat de Cristian Presură să învăț fizic în clasa a 6, am dat prima dată de cartea lui Fizica Povestită, am uitat prin ea, de la, după primele, nu știu, 20 de pagini n-am mai înțeles nimic și am zis, măi, stai, atât de interesantă fizica, atât de complicată, nu se poate să stau eu fără să încerc să înțeleg toată cartea. Și ți-a stârnit curiozitatea. Da, mi-a stârnit curiozitatea. Și mă gândesc că un mecanism similar este și la jumătatea de care vorbeam anterior. Că dau de un om foarte bun, un om care a reușit în domeniul lui și care se expune foarte mult în mediul public și încearcă cumva să se inspire de la el. Dar muzica, cum îi influențează pe tine? Pentru că de multe ori își ia modele de urmat din muzică și ai văzut că circulă tot felul de genuri muzicale acum care poate nu exprimă tocmai un mesaj, cel mai potrivit mesaj, să spun așa. Nu știu, eu personal privesc muzica strict ca pe o metodă de deconectare și mi s-ar părea cel mai ok să fie așa, pentru că până la urmă, nu știu, dacă să zicem îți place un anumit gen de muzică care, ale căror versuri incită cumva la, nu știu, un comportament neadecvat sau la ilegalități, totuși, da, poți oarecum să separ conținutul muzical de cum sună versurile. Așa, dacă sună bine, na, poți să încerci cumva să te detașezi, de versuri. Dar problema apare atunci când nu te detașezi de versuri și le iei exact cum sunt redate. Și chiar foarte mulți artiști care și interpretează acele melodii, nu cred că intenția lor este neapărat să instige la ură, ci este pur și simplu să redea muzică o anumită situație. O anumită... Exact. Și își doresc doar să fie luată ca pe muzică, doar să fie muzică, nu să fie neapărat ceva rău. Și de asta, cel mai ok mi s-ar părea să ne raportăm toți la muzică ca la o metodă de deconectare. Am înțeles. Spune-mi tu ce muzică asculti. Eu ascult foarte rar muzică. Foarte rar? Da, nu. Pentru că atunci când, mai încercam uneori să ascult când învățam, dar după 20 de minute realizam că au trecut 5 melodii și eu n-am ascultat niciuna, doar a fost un zgomot de fundal și de atunci mereu tot renunțam. Dar să știi că ascult în general ce muzică ascultau și părinții mei în tinerețe. Îmi place foarte mult muzica din perioada respectivă. Mai exact așa? Nici nu rețin foarte bine titlurile, doar melodia și dă senzația că ar fi de atunci. Adică mai ascult din când în când muzică și vine mama la mine sau tata și îmi spune, ia uite, asta ascultam și eu când eram de vârstă ta. Ia uite, nu știam. Dar nu sunt foarte, stau foarte prost cu reținutul. Deci ești pe partea retro, să spun așa, un pic retro. Da. Retro comercial, să spunem așa. Ok. Bun, vreau să știu... Cum crezi tu că am putea face schimbarea aceasta ca România, să zic eu, să aibă un viitor din ce în ce mai bun în ceea ce privește tinerii, în ceea ce privește sistemul educațional și multe altele? Din punctul meu de vedere, schimbarea e făcută de tineri și aici apare un cerc vicios. Schimbarea cea mai bună ar fi făcută de tineri, doar că tinerii nu vor să rămână pentru că nu se schimbe nimic. Și eu tind să spun că cea mai bună variantă ar fi un compromis făcut de tineri să rămână. Că până la urmă, dacă nu-ți dorești, adică dacă îți dorești ceva bun, trebuie să pui mâna să-l faci tu. Și din punctul meu de vedere, nu pare că, sau nu știu, nu pot neapărat să mă pronunț în legătură cu acest aspect, dar nu ar părea că se merge pe o direcție favorabilă tinerilor. Și din punctul ăsta de vedere, mi s-ar părea și mai ok doar să rămânem noi, să încercăm noi să ne facem ceva cum trebuie și să lăsăm copiilor noștri ceva făcut bine. Cumva tinerii să lupte, da. Să facă un sacrificiu, poate și să nu plece toată lumea sau toată lumea să își vadă doar interesul și să ne vedem cumva un interes comun. Da. Ar fi ideal. Da, din punctul meu de vedere, da. Bun. Mergem mai departe, avem provocarea generațiilor și vreau să te întreb și să-mi și argumentezi după ce ai alege. Avem Netflix sau cinema? Netflix. De ce?
nu știu, personal mi se pare mult mai comod, adică decât să mă ridic din pat, să stau, să mă îmbrac, să iau mașina, să mă duc până la mall, să mă uit la film, după aia, după film, poate mă doare și burta de la popcorn, după aia iar să stau să conduc, na, mai bine stau acasă. Deci comoditatea este pe locul întâi. Bun. Da. Petreceri restrânse sau club sau festival? Ce mi-alegi? Aici este 50-50, în sensul că sunt perioade în care prefer petrecerile mai restrânse. Adică prefer petrecerile mai restrânse, mai ca proporție mai mare în ceea ce privește petrecerile și festivalurile ca proporție mai mică. Uite, de exemplu, la două, să merg de două ori pe an la un festival, să merg la două festivale pe an și în rest doar să mă întâlnesc cu prietenii din când în când. Am înțeles. Foarte interesant. Adică e și o strategie foarte bună. Da. Că te distrezi la maxim în acele câteva zile și e ceva inedit. Da, și în general mai bine ești cu prietenii tăi apropiați, unde știi că poți să faci ceea ce vrei tu, să asculti ce muzică vrei tu și așa mai departe. Da. Interesant. E-book sau carte? Cartea normală? Eu personal e-book. Eu am învățat 4 ani de pe laptop, de cărți digitale și m-am obișnuit să mai citesc cărți. Eu când iau o carte în mână și mă pun în pat să o citesc, adorm pur și simplu, nu știu de ce. Dacă nu citesc de pe laptop, pot să fiu atent. Deci, ați obosesc ochii cumva sau care nu știu, oare... nu știu care este. Cred că asta când îmi obosesc ochii, că sunt obișnuit să fie și foarte luminos, foarte luminoasă pagina și văzând-o așa mai întunecată, mă plictisește și adorm. Da. Bun, avem muncă sau talent? Muncă. Orice lucru bine făcut e 99% muncă și 1% talent. Poți să ai tot talentul din lume și să nu faci nimic dacă nu muncești. Interesant. Antreprenor sau angajat? Eu personal antreprenor pentru că nu, ca și angajat ar trebui să răspunzi cuiva, să respecti cerințele cuiva și eu stau foarte prost pe partea asta, în sensul că prefer să-mi organizez eu singur toate lucrurile și mereu când particip la anumite evenimente prefer să ocup locuri de conducere ca să nu fie nevoie să răspund la atât de mulți oameni. Așa că, da, antreprenor. Păi și cum ajungi antreprenor dacă nu ești niciodată angajat sau... Uite, tu te duci la medicină. Ce crezi că vei fi tu? Ce nu, acum clar nu, dar tind spre... Adică nu vreau să rămân angajat, vreau să tind cât mai mult spre un loc. Da, eu am înțeles răspunsul tău, am vrut doar așa să te bag puțin în bun, noi îți mulțumim că ai fost alături de noi și te mai așteptăm și altă dată și așteptăm să vedem ce rezultate mai ai, că sunt sigură că nu o să te oprești aici și îți urăm mult succes. Mulțumesc mult. Punem punct aici podcastului Altceva, noi ne revedem data viitoare, voi să nu uitați de un like pe pagina noastră 1plus TV, dar și de un subscribe pe canalul nostru de YouTube. Bye! Promovează-te online printr-un conținut calitativ. Imagini inovatoare, spoturi publicitare. Testimoniale. Fotografii profesionale de produs. Text, voice-over. Suntem o întreagă echipă care va contura imaginea produsului și a firmei pe care o deții. Unu Plus TV, plusul tău de imagine. Domina Imobiliare, o nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Urmează să vindeți, să cumpărați sau să închiriați un apartament, o casă, un teren.
un spațiu comercial sau industrial, echipa Domina Imobiliare vă stă la dispoziție. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Promovează-te online! Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe.